Cele mai căutate dulciuri în perioada sărbătorilor de iarnă sunt cozonacii și prăjiturile făcute din rețete tradiționale. Așa se face că de la începutul lunii decembrie comenzile s-au dublat sau chiar s-au triplat în ceea ce privește produsele de cofetărie. În perioada sărbătorilor comenzile într-adevăr cresc. Pot să spun că sunt duble comenzile. Se lucrează la capacitate maximă. Spuneți-mi, vă rog, ce preferințe au giurgiuvenii? Ce vor cel mai mult? Produsul de bază este cozonacul. În aceeași măsură se caută și fursecurile, prăjiturile și torturile. Cu multă grijă și pricepere, angajații muncesc de dimineață până seara pentru a satisface gusturile și celor mai pretențioși clienți. După ce se lasă o oră și jumătate la dospitor, cozonacii sunt copți la o temperatură potrivită. Când s-a terminat procesul de preparare, produsul tradițional este expus în vitrinele cofetăriilor pentru a-și aștepta cumpărătorii. La mare căutare în această perioadă sunt fursecurile, torturile și prăjiturile cu cremă. Deși cofetariile oferă clienților o gamă largă de produse la prețuri promoționale, pe primul loc în topul preferințelor gospodinelor rămân prăjiturile făcute după rețete ca la mama acasă.